Spiritualite, cea mai profundă săptămână din tot anul bisericesc. Și începând de la florii de duminică seara, când este prima denie, deniile urmează și luni, și marți, și miercuri, și joi, și vineri, în toată săptămâna. O cântare de ceacla, subliniind atitudinea pe care ar trebui să o avem noi creștinii în săptămâna patimilor. Și zice cântarea, mergând Domnul spre patima sa așa de bună voie, le-a zis ucenicilor pe cale, iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor ca să se facă cu el ceea ce este scris. Și acum cântarea dă răspunsul pe care ar trebui să-l dăm noi. Veniți și noi, cu inimi curate, să mergem împreună cu El și împreună cu El să ne răstignim față de toate răutățile din lume, ca să putem și învia împreună cu El. Părinții s-au și imaginat cum ne putem noi răstigni față de toate răutățile din lume. Și zic părinții că ne folosim de patru cuie duhovnicești. Și cele patru cuie duhovnicești sunt aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru realități ar trebui să ne țină strânși lângă Hristos. Pentru că cine își aduce aminte că e muritor, nu-și mai permite să fie rău. Mâine murim, și numai că murim, ci dăm față și cu Dumnezeu, urmează și judecata. Și apoi cele două alternative, raiul și iadul. Deci, în săptămâna aceasta, în mod deosebit, ar trebui să avem grijă de viața noastră spirituală. Mijloacele care ne stau la îndemână, le cunoaștem. Participarea la Sfintele Slujbe, lecturarea Sfintei Scripturi, o spovedanie bună, fapte de caritate. În lumea noastră sunt și oameni care n-au cele trebuincioase pentru sărbătoarea Paștilor. Și de ei trebuie să avem grijă. Și apoi zice o altă cântare. De la liturghia din sâmbătă ce va urma. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Este vorba de heruvic. Să tacă tot trupul și nimic omenesc să nu gândească că Domnul Domnilor și Stăpânul Stăpânilor vine să se răstignească pentru noi. Și merg înaintea lui cetele îngerești, fețele astupându-și și cântând cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Este o săptămână încărcată de semnificație, ca apoi săptămâna ce urmează, săptămâna luminată să fie plină de bucurie. De fapt, una dintre cântările de la Înviere va și zice așa, ieri m-am răstignit împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine. Chinuit am fost ieri împreună cu tine, astăzi preamărește-mă împreună cu tine într-o împărăția ta. Sigur că am putea cita multe alte lucruri înțelepte din cărțile noastre de slujbă sau din celebrările ce se fac în biserici și în săptămâna patimilor, apoi și la luminata slujbă a învierii și în săptămâna luminată.